Fumul dens s-a văzut de la zeci de kilometri distanță. După semnalarea incendiului, la fața locului au intervenit două autospeciale cu apă și spumă. Ulterior, efectivele de intervenție au fost suplimentate pentru a face față incendiului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar pompierii gorjeni au luptat eroic împotriva flăcărilor. Chiar și alți pompieri care se aflau în timpul liber au intervenit din timpul liber să-și ajute colegii. Am preferat să vin din timpul meu liber pentru că așa este jurământul militar care te leagă de țară pe viață. Am zis să le aduc și puțină apă să bea, pentru că știu cum e decurge o intervenție dinamică a ei și ce înseamnă. Și mi-am răpit câteva ore din timpul meu liber ca să-i ajut. Este ceva frumos, un sentiment frumos. N-ați stat pe gânduri? N-am stat pe gânduri, am urcat în mașină, am dat cheie și am venit încoace. Am văzut că 5 cățeluși au fost scoși din flăcări. Da, le-au pus niște flăptii colegii. Acum sunt, nu știu dacă mama lor a fost sau nu, a scăpat sau nu, dar cățelușile sunt ok. O misiune grea a fost astăzi, am văzut. A fost o misiune grea și căldura este una dintre piedici, mai ales că acum suntem pe caniculă. Vântul, care și el este un factor care poate schimba direcția de propagare a incendiului foarte ușor. Sunt mulți factori care puteau să pun în pericol dinamica intervenției. Într-un efort susținut ce a durat aproximativ 3 ore, pompierii gorjeni au reușit să controleze flăcările care amenințau să se extindă cu repeziciune din cauza vântului și temperaturilor ridicate. Doi frași gemeni din Gorj care lucrează ca pompier la ISU Urziceni au trecut prin zonă și au oprit pentru a le da o mână de ajutor colegilor de la Gorj. Am oprit, veneam din oraș să mergem către casă și am văzut fumul din drum și am zis să oprim repede să dacă sună băieți la pompieri. S-a părut ceva neregulă. Și am venit, s-am văzut și au zis că au sunat la pompieri și au venit băieții imediat, i-am ajutat, colegii noștri de aici de la Târgu Jiu, i-am ajutat și asta e. Ne facem ce știm de fapt, ce facem în fiecare zi. A fost o misiune dificilă, a bătut și vântul. Da, a bătut și vântul, asta a fost problema cea mai mare, problemă, că s-a agravat și s-a extins. Asta a fost și mai greu cu colegilor să lichideze și să ajung cum trebuie, dar a reușit să le plasă. Sunteți gemeni și pompieri amândoi. Da. Cum vi se pare meseria asta și mai ales că o faceți împreună, iată? Mi se pare o meserie foarte frumoasă, în primul rând, și trebuie să-ți placă ceea ce faci, pentru că dacă nu, e greu, e foarte greu, dacă nu-ți place. Și exact cum ne gândim, se gândește, când mă duc acasă și spun că a salvat o viață, e altceva. Gândesc altfel, așa gândesc și e cu totul altceva. Am văzut că au fost scoși din flăcări și 5 cățeluși, au reușit să fie salvați. Le-am pus acum niște lăptic aici, că mama lor nu mai e, nu știu, nu era în zonă, le-am pus niște lăptic să-i dăm un pic și... E bine că acum sunt bine, sunt de siguranță. Pentru că orice viață este importantă, în urma incendiului 5 cățeluși au fost salvați de pompieri din cadrul ISU Gorj. Depozitul îi aparține fostului primar al comunei Leleș, Marian Rotaru. Pagubele sunt unele uriașe, iar pompierii și polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit incendiul.